Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Sunt în cămașa albă, așa cum am fost și la Marestru, de la ora, 7:30, dar nu că am rămas așa, pentru că este aproape 11 noaptea, ci pentru, din respect pentru noastră, mi-am pus cămașa albă, nu v-am sufrat, deși sunt la Sinaia, să apar aici în tricou, cu șepcuțe, cu... nu, sunt adesându-mă, vorbim cu niște, prin gazde sau să fiind musafir, nu pot permite să apară în papuci. Bun. Evenimentul numărul 1 la aceste zile este anunțul lui președintele francez Macron că se trece la vaccinare obligatorie a personalului medical și a personalului care îngrijește căminile de bătrâni și că dacă vaccinarea merge prost, se va trece la vaccinare obligatorie a francezilor. Este un eveniment european, nu știu dacă valabil și la noi, pentru că la noi nu e fiind pandemie până la congresul PNL, nu pot să spun nimic dacă se va aplica sau nu această vaccinare obligatorie. Oricum, despre vaccinarea obligatorie începe să câștige teren în Europa. Repet, nu pot să spun nimic despre România, deoarece în România nu e pandemie, singura țară din lume unde nu e pandemie, unde dacă nu e fiind pandemie, nu se pune problema vaccinării. Vaccinarea, ați văzut, e o temă uitată. Unde era Câțu, ne spunea, pe 1 iunie, nu știu, 5 milioane. Uite, s-a făcut în curând, se face 1 august, dar nu văd dacă am atins 5 milioane, nu mai știu. În afară de faptul că sunt tot felul de inițiative din acestea, nu știu, absolut tembele, vaccinare pe Transalpina, vaccinare în cosmos, vaccinare în timp ce fac sex, vaccinare în timp ce ești cufundată în apă, astea sunt prostii. Din ele inițiative, probabil că au nevoie de niște parale. Despre declarația lui Macron, însă am înregistrat un dialog cu corespondenta noastră, spun și a noastră, deoarece Marcela Ferraru este corespondenta oficială angajată a Aleph News și însă este și corespondenta lui Cristoiu Blogro, dar să spun, nu spunem neoficial. Să vedem acum dialogul pe care l-am avut cu Marcela Ferraru, înregistrat înaintea emisiunii. Bună seara, Marcela Ferraru, corespondenta noastră, am zis, neplătită, că, din Franța. Am spus că știrea numărul 1 a Europei este anunțul lui Marcel Macron în legătură cu vaccinarea obligatorie. Dacă vrei să ne spui tu din Franța, pe scurt, despre ce-i vorba. Da, foarte interesant. Nu o să fiu foarte, foarte scurtă, pentru că sunt câteva lucruri foarte interesante pe care la Aleph nu pot să le dezvolt, că asta e la o televiziune de știri, chiar trebuie să rămâi la esență, dar eu cred că e important să urmărim care este procesul. Adică, înainte să se vorbească despre, înainte să se lanseze această idee foarte clară, vaccinăm obligatoriu personalul sanitar, tot weekendul trecut, deci nu weekendul de acum, cel de acum o săptămână, pe toate televiziunile veneau tot felul de reprezentanți ai diverselor categorii sociale, care ne spuneau trebuie să vaccinăm personalul sanitar, pentru că sunt în contact cu persoanele fragile, pentru că ei pot să răspândească boala, pentru că e responsabilitatea lor, etc. Și simțeam că o să vină această obligativitate și ea, într-adevăr, a venit, dar era evidentă deja de săptămâna trecută. Ei, în acest weekend, discursul celor care se prezentau la diversele televiziuni era nu, trebuie să ne vaccinăm toți, vaccinul trebuie să fie obligatoriu pentru toată populația. L-am auzit, de exemplu, pe François Bayrou, care a fost unul dintre aproape președinții Franței, arătat la mustață să fie președintele Franței acum vreo 10 ani. E un apropiat al lui Emmanuel Macron și lansase și el ideea asta. Și deci astăzi toată ziua s-a dezbătut ce va spune Macron diseară, ce măsuri va lua și s-a discutat foarte mult despre această obligativitate a vaccinului.
vaccinării tuturor francezilor. Macron a anunțat deci că va fi obligatoriu pentru personalul medical, va fi obligatoriu pentru toți cei care intră în contact cu persoanele fragile și a spus, de fapt, trebuie ca toți francezii să se vaccineze și, ca să o iau eu pe scurt, cine, dacă nu vă vaccinați de bunăvoie, vă las să vă gândiți peste vară și după aia vă vaccinați toți. Adaug aici că singurele țări unde vaccinul e obligatoriu sunt Turkmenistanul, Tajikistanul și Vaticanul. Deci în rest o să vină Franța, țara tuturor libertăților. Bun, ei cum au... vezi o legătură între această campanie cu Delta și vaccinarea? Adică... pericolul Delta, nu. E o întrebare, că de adresată unei gazetari foarte bun care ești. Sigur, sigur că da. Deci noi am avut, ultimele restricții s-au ridicat acum 2 săptămâni. Deci noi abia am ieșit dintr-o perioadă foarte, foarte lungă de restricții. Deci acum 2 săptămâni s-au ridicat restricțiile. Lunea trecută aveam 790 de infectări. Iar acum avem 4500 și bineînțeles că s-a spus foarte clar, e din cauza variantei Delta, care e foarte agresivă. O spun ei cu jumătate de gură că vaccinul nu ne acordă o acoperire prea puternică și că după câteva luni de zile imunitatea pe care ne-o dă vaccinul scade. Deci trebuie să ne vaccinăm acum cu toții ca să răspândim cât mai puțin în această perioadă când încă eventual avem imunitate. Deci sigur, în centrul atenției e varianta Delta. Păi nu, eu pun o întrebare de moromete. Ni s-a spus să ne vaccinăm că suntem imuni, nu-i așa? Păi, și acum ne spune că nu mai suntem imuni. Nu vedeți că de la începutul pandemiei, ce se spune azi nu mai e valabil în mâine, din cauza asta lumea nu mai are încredere și nu are încredere nici în vaccin. Pentru că și autoritățile sanitare, nu doar autoritățile politice, se contrazic de la o zi la alta. Macron a fost foarte categoric acum că vaccinul ne protejează, că nu mai facem forme grave, că în fine. Dar rezultatul îl vedem, că suntem în buza valului 4. Deci asta ne-a spus, că la începutul lui august o să fie 60.000 de infectări pe zi. Deci, cu toate că noi suntem peste 50% dintre francezi sunt vaccinați. Bun, la voi sunteți 50%, la noi sunt mult mai puțini și cu toate astea la noi pandemia nu este. Ți-au spus unii din România. Da, nu știu, țara tuturor posibilităților, România, nu mai e America, e România. Dar de ce nu mai e? Adică la voi se fac testări în continuare? Aici se fac testări masive, iar PCR-ul și PCR-ul și antigenicul sunt gratuite. Deci mă duc cu carnul de sănătate la farmacie, de vreau și mă testez. Din cauza asta, lumea se și vaccinează mai puțin, pentru că dacă vrea să se ducă undeva, se duce și își face un test în loc să se vaccineze. Deci din cauza asta, din octombrie, nu se mai rambursează, deci nu vor mai fi gratuite testele, ca să ne oblige să ne vaccinăm, pentru că nu poți să duci să-ți faci un test PCR și să-l plătești de fiecare dată când vrei să te duci la restaurant sau vrei să intri într-un cinematograf. Au făcut de asemenea manieră, deci începând de săptămâna viitoare, de exemplu, nu mai poți să iei avionul, nu mai poți să iei trenul, nu poți să te duci la restaurant, nu poți să intri într-un bar, nu poți să mergi la cinema, nu poți să faci nimic dacă nu ești vaccinat. Dacă nu ai pașaportul sanitar, adică poți foarte bine să duci să-ți faci un PCR, dar ce faci? Îți faci un test la fiecare 3 zile? Deci, e obligatoriu, chiar dacă în teorie nu e, practic, vaccinul e obligatoriu. Deci la voi s-a introdus deja aceste... La de săptămâna viitoare, asta face parte din anunțurile lui Macron în seara asta. Deci e în 2 etape, prima etapă săptămâna viitoare, a doua etapă la începutul lui august și astea sunt măsurile cele mai importante, ca să zic, pentru noi în mod direct. Adică pașaportul sanitar, nu mai intri nicăieri, nu mai faci nimic, nu mai călătorești dacă nu ești vaccinat. Deci avem două, pe de o parte, cu... Cadrele medicale e obligatoriu, s-a bătut. Cadrele medicale, mâine se trimite legea la Consiliul Constituțional, în principiu va fi ok, deci cadrele medicale vor fi obligate să, nu numai cadrele medicale, tot personalul care intră în contact cu persoanele fragile, pompierii care intervin pe lângă persoanele fragile, cei care lucrează în casele de bătrâni, cei care fac... ajutor la domiciliu, deci toți ăștia vor fi obligați să vaccineze. Din septembrie încep controalele și vor fi sancțiuni pentru cei care nu sunt vaccinați. Bun, este de legea și a doua etapă ar fi cu vaccinarea, dar spui că
Pașaportul s-a făcut lege sau e numai o Legea, lege? legea merge mâine, se extinde, se extinde, pentru că există deja, de exemplu, nu se pot face manifestări cu peste 1000 de persoane decât pe baza pașaportului vaccinal. Da. Dar s-a coborât de la 1000 la 50. Ori, într-un cinematograf obligatoriu, sunt mai mult de 50 de persoane, deci nu poți să intri dacă nu ai pașaportul. În schimb, în mod sigur, la restaurant, la bar, în tren, în avion, începând din august, numai, de la 1 august, nu mai poți să intri dacă nu ai pașaportul vaccinal. Bun, și e o formă de a te obliga să te vaccinezi, adică... Bun, suntem în, așa, în Franța, ați decapitat un rege, ați dărâmat Bastile. Nu există și voci împotrivă? Foarte multe. Deci există o mare reticență. Problema nu e atât că există o reticență în rândul populației, dar există o reticență în rândul personalului medical și asta îngrijorează pe toată lumea. Ei au făcut și o întâmpinare pe lângă Consiliul Constituțional care nu s-a pronunțat încă, deci nu ne-au spus dacă ei au dreptate în ceea ce spun, că există acest principiu, fiecare are dreptul să dispună de corpul lui. Deci se așteaptă un răspuns la asta și de ce nu se vaccinează, că sigur asta e întrebarea, ei spun nu avem suficient recul ca să ne dăm seama care sunt efectele secundare. Ceea ce e o chestie de bun simț, cred că ne-am spus-o și noi, fiecare dintre noi, încă de când a ieșit vaccinul. Că a fost, asta a fost prima mea îngrijorare, mi-am spus, cum să pot să am încredere, știința e minunată, eu sunt om de știință, da. Deci știința e minunată. Dar există totuși niște reguli, un vaccin normal iese în 5 ani de zile, ori noi suntem, ăsta este cel mai mare experiment care, medical care s-a făcut vreodată, pentru că se face pe miliarde de oameni. Suntem în fază experimentale, vaccinul e în fază experimentale. Voi cu cine vă spunesc că mi-am făcut și eu prima doză de vaccin. A, păi vezi, deci... Și spune... știi de ce? Pentru că vreau să călătoresc. Deci a, nu, dar oricum nu poate să nu poți să nici măcar la librărie. Da, exact. Marcela, că am chiar ultima întrebare. Voi cu cine ați ținut? Cu Franța sau cu... Eu cu Italia. Cu Italia sau cu Anglia? Cu Italia. Toate Franța? În general, da, sigur că da. Noi francezii au cu englezii o lungă istorie zbuciumată, nu dintre cele mai fericite. Și pe urmă mi se pare că n-au fost prea grozav totuși în campionatul ăsta englezii și au făcut și niște lucruri mai puțin bine crescute, ca să zic așa. Deci, nu. Da. Suntem latini și noi și ei. Cu cine am înțeles, Marcela. Vii prin România, îți iei pașaport ca să vii. La noi nu ai nevoie, că la noi nu e, vină la noi. Vin pentru festivalul Enescu. Asta când în septembrie? Și 3 august, începutul lui septembrie. Deci trebuie să prind să nu fie până la alegerile, la congresul PNL, la noi nu va fi pandemie, ți-ai dat seama. Da, 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 așa am înțeles și eu. Da. Mulțumesc că a fost Marcela Ferraro, ca de obicei foarte bună. Deci în Franța deja se... Am încurcat-o. La vaccinare obligatorie. Da. Mulțumesc, Marcela, de fiecare dată mai dăm un semn și să intervii, că față de Alef, aici poți să vorbești mai mult și te poți explica. E important să explic totuși unele lucruri, pentru că nu se întâmplă la fel în România și în Franța. Da, e foarte important. E chiar un anunț european acum acest. Da, v-am spus, singurele țări unde vaccinarea obligatorie e Tadjikistanul, Turkmenistanul și Vaticanul, mi se pare fenomenal. Eu n-am avut timp să mă uit, televizorul meu merge acum pe diversele dezbateri, toate canalele de televiziune, văd că toată lumea e furibundă, aștept să văd ce se întâmplă mâine. Că nu a, e furibundă? Păi ideea. Păi da, sigur. Am înțeles. Mulțumesc, la revedere, Marcela. La revedere. Bun. Cred că această indicație sau această realitate a vaccinării obligatorii se va răspândi în toată Europa. Al doilea eveniment îl reprezintă comentariile la Victoria Maesandu. Ca de obicei în România, comentariile la un eveniment au o, cum să spun, o paletă largă de tâmpenii. Bun. Românul îl știm din Conul Leonida față cu reacțiunea, care este bucata de proză, teatru, bucata literară, opera literară care a trebuit trecută pe steagul nostru, pe harta noastră, pentru că acolo, v-am zis, Conul Leonida în Izmene vorbește despre planetă, despre ăla, despre Garibaldi, despre papă și cea de-a doua nevastă îl ascultă căzut uluită de ce deștept este, deși el spune niște prostii
cu carul. Avem apoi Moromeții, unde avem iar trâncăneala tipic românească. Deci, un eveniment, avem un eveniment, românii și mai ales politrucii se manifestă imediat. Ia să vedem aici, mi-a trimis Bogdan Iacob, unul din neisprăviții politicii românești, și anume Iulian Bulai, zis Bulică. Bulai, de fapt, cumnatul lui Bulă. Despre Victoria Maia Sandu, Iulian Bulai s-a grăbit să scrie, președintele care a învins comunismul în Moldova. Moldova, domnul reprezenta comunismul, da, mă rog. USR prusist, habar n-are, analfabet. Cu multă educație, perseverență și coerență, punct. Fără să se ascundă în spatele unor tipare folosite de alți politicieni clasici. Fără să fie căsătorit, fără să aibă copii, nu înțeleg ce legătură este între victoria ei în alegeri, a mai Sandu și că nu e căsătorită și nu are copii. Poate vrea Bulică să se însoare cu ea. Uite mă, Bulai, o fiind surată asta, nu îl cred, cât e de neisprăvit, de târie bronul. Dar mă rog, presă, poate vrea, din sura fiind, poate vrea divorție, să o ia pe ea de nevastă, pe Maia Sandu. Cu Bulai e foarte bun de soț, da? A câștigat fără probleme, ca dansul, fără populisme, ca dansul bătutei, credință de fațadă și coală de conținut, sau eternitatea statului moldovenesc, a câștigat cu argumente, carisme și autenticitate pentru viitorul european. Deci Maia Sandu a câștigat neavând copii și soți. Bun. Vorbe. După asta am văzut toată presa, era azi excitată peste margini în legătură cu declarația un parlamentar rus, nu știu ce, cu Transnistria. Titlul erau din ele incendiare. Rusia o amenință pe Maia Sandu. Rusia slinge rănele după ce a pierdut în Moldova. Eu pun o singură întrebare, de bun simț. Deci, până acum, în scrierile lui Iulian Chifu, Radu Tudor și altor comentatori natoiși de la noi și a politicienilor de dreapta de la noi, Rusia era un monstru, un căpcăun. Rusia a intervenit în alegerile din America și a făcut să câștige Trump. Rusia urmează să influențeze alegerile din Germania. Rusia face și drege. Deci Rusia, dacă ea a reușit, poate să influențeze alegerile din America, atunci punem o problemă. Cum de a pierdut în Moldova? Adică nu înțeleg. Ori Rusia e aia fioroasă, că nu o să-mi spuneți mie că Rusia, deși și-a aruncat în joc toate forțele și astea, a fost învinsă de Maia Sandu și de partidul ei. Hai să fim serioși, da? Nu, sau de cum am văzut în Naționalul lui Iliuță Noghi, niște limbi date SRI-ului, dai seama, cred că are o afacere Iliuță Noghi, știu, de parcă cum nu e la evenimentul. Era ăla care răspundea la difuzare, mai multe nu vreau să spun, că e penal. Deci, da, genul ăla de tip șmecheraș care, cum a făcut-o pe Maia Sandu SRI președintă? S-a retras, zice, nu știu, unul de pe acolo, e unul care scrie ca și Caracud, întotdeauna cred că le scrie, cum să zic, cred că el e beat la crâșmă și le scrie. Sau le dictează Iliuță Noghi. Oricum era ideea că SRI a învins NKVD, KGB, GRU. Oameni buni, deci eu spun logic. Ori Rusia este cea care a influențat, care l-a făcut președinte pe Trump, deși America e America, și atunci cum dracu de a câștigat Maia Sandu în Moldova, sau Rusia nu e așa de puternică.
Părerea mea, dacă vreți să spun încă o dată, vă spun că o să vedeți că în cazul de față Rusia nici nu s-a dat osteneala. De ce? Unu, nu aveau alți oameni decât Dodon de acolo și, cum să zic, Dodon, singurul lucru care îl făcea era să ducea la Moscova și cerea bani. Doi, nu văd de ce Rusia s-ar fi opus ca Maia Sandu să preia toată puterea. Pentru că, atenție, nimic nu-i mai primejdios pentru o idee de pro-europenism de asta, decât toată puterea. Acum, dacă ea eșuează, și sunt sigur că eșuează, sunt sigur, Republica Moldova nu poate. Adică faptul că a câștigat și alegerile și a făcut alegeri anticipate și că a fost acolo una pe care voia să o pună Dodon și a fost de acord și apoi s-a răzgândit a doua zi. Nu. Eu nu cred. Am trăit ce de perioada CDR 96, cu tot așa entuziasm, aia au fost în piață universități, au cântat, au dansat, uite, mie. Și în 2000 a venit PDSR-ul și a rupt totul, da? Nu cred. Eu nu cred că va putea să facă, nu, sigur că va face ceva, dar nu va putea să facă la nivelul așteptărilor entuziaste din România. Eu nu cred. Mă rog, sunt sceptic, pentru că numai dacă, nu știu, nu vin serviciile secrete nemțești, dar și acolo dau peste. Oricum, după părerea mea, Rusia n-a fost interesată sau a făcut așa. Povestea aia cu un parlamentar, acolo contează ce spune Putin. Hai să fim amenințat. Adică, dom'le, avem în România o presă care pe mine rămân, cum să zic, materie de comentarii din ăla, de și cu țața Mița din Vaslui, nu din, nici măcar din București, din Ferentari sau din Drumutea. Nu e. Însă eu vă atrag atenția asupra unui lucru. Partidele pro-unioniste au nici măcar, au luat 0, vezi, aur și ala 0, nu știu cât la sută. Bun. De ce? Pentru că Maia Sandu, dacă ați fi fost, dacă cei din România ar fi fost atenți cât de cât, ar fi observat că ea nu a dus o campanie de genul avem de ales între Est și Vest. Aici a fost deșteaptă. Pentru că probabil și sfătuită de nemți și probabil și urma unei înțelegeri între Merkel și Putin, a zis, bă, ce rost are să fac o opțiune, și nu era vorba de o opțiune în sensul că pierde alegerile. Era vorba de faptul că ea s-a adresat unor chestiuni strict interne, lupta împotriva corupției, nu știu, și alte și alte lucruri. E o țară dominată de moguri, plahotniu, vă imaginați. Adică Moldova e atât de jos încât ea nu se ne așteptăm la ea că acolo o să fie democrația, nu știu, europenismul. Nu. Și nici drumul european, că nici că la Dodon era ca întâmpițel, adică a câștigat, a dus campanie cu Occidentul care face, eu cred că el mai mult se dădea om de al rușilor decât rușii îl considerau. Că dacă era vorba, nu câștiga Maia Sandu, hai să fim serioși, cu toată diaspora lui pește. Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, oricum, pentru România poate să-și ia adio de la Uniune, Unire. Ori Rusia, Rusia are plan, cu orice mare putere, păi nu interesează cine o conduce. În primul rând că are Transnistria, din care nu pleacă și acolo are nevoie de cap de pod, unde face ce vrea. Și doi, nimic nu-i mai primește jos pentru Rusia decât unirea cu Basarabia, cu România, că în acel moment granița NATO e pe Nistru. Și s-a terminat. Așa, nu văd de ce Putin ar fi vrut... Întrebă așa omenești, deci gândiți-vă la nivelul lui Putin, nu la nivelul lui Iulian Bulai. Ce interes avea Putin acum să se dea peste cap să facă pe Dodon? Un tâmpit... unul fără talent, le cerea bani rușilor, Rusiei și, în plus,
toată lumea punea pe seama Rusiei toate problemele. Acum o să pună pe seama Uniunii Europene. Doi, Maia Sandu nu este o unionistă. În această Republică Moldova și-au vărât coada toate serviciile de la noi, toți generalii, toți coloniei, unul mai șmecher decât altul. Garantez că Maia Sandu, care după acest succes, pentru că dacă n-ar fi avut așa de mare succes, ar fi zis, băi, să apelă, îi va da cu picioare în fund pe cei de la servicii. Deci, din punctul acesta de vedere, ea va încerca să dialogueze cu Merkel, cu Germania, cu Franța, și nevoie are ea de România, vreau să spun. Deci, din punctul acesta de vedere, tratarea în urma alegerilor va fi imposibilă, tratarea Moldovei ca până acum, sora mai mică și lasă că ea educă. Sigur, ea e suficient de deșteaptă și o să ne ceară tot felul de, nu știu, lucruri, bani, ca noi să dăm. Sigur că nici noi nu i-am dat până acum, că i-am dat niște ele expirate. Bun. Un alt eveniment despre care vreau să vă vorbesc este un anunț. Uite, am aici că am un Asus cu o tastatură care are jumătate din tastatură, e un ecran. Deci înțeleg, citesc din, uite așa, președintele Klaus Iohannis va găzdui marți la Palatul Cotroceni evenimentul de lansare oficială a dezbaterii naționale privind viitorul Europei. La dezbatere vor participa Adina Vălean, comisar european, profunic dr. Valentin Naumescu, Facultatea de Studii Europene, omul lor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, profesor universitar dr. Băitos, Alina Bârgăoan, școala SNSPA și confunit dr. Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice SNSPA. Păi băi, urmă, păi observați, asta observați, eu ce sunt eu? Pensionar, Cristoi. Ăștia sunt, asta, Alina Bârgăoan este decan. Păi eu n-am fost, am fost asistent vreo câteva luni. Atunci, până în 71. Și decan. Un Pârvulescu ăla, varză murată ăla, școala pe care îl amintesc în două ipostezi. Eu când aud de Pârvulescu, unul în 2004 a fost amestecat în diversiunea fraudarea legilor, în urma căreia Traian Băsescu a câștigat, l-a bătut pe Adrian Năstase. În punctul ăsta de vedere, nici nu descu, nu o să uit. Nu o să uit cum era el cu mutra lui de conopidă, cum urca el, apărea la televizor, spunea că în turul 2 se vor frauda alegerile și cu tare, și cu tare, și cu tare, și Năstase aici a fost slab, a pierdut. Și apoi la acel talk show la prezidențiale în care în 2019, când Klaus Iohannis a făcut el talk show, era moderator, acum îmi țineți minte, și Pârvulescu a fost, toți jurnaliștii de acolo erau niște lingușitori, el a întrecut orice. Deci nu, bun. Dar eu nu înțeleg ce, deci nu înțeleg, așa, eveniment, ce înseamnă dezbaterea națională privind viitorul Europei. Care e Europa? Europa, Uniunea Europeană, pentru că UE Europa e un continent, el nu se suprapune Uniunii Europene. Bun. Evenimentul are ca scop dezbaterea obiectivelor, dacă înțelegi dumneavoastră ceva, și așteptărilor legate de conferința privind viitorul Europei, precum și lansarea unor direcții de reflecție pentru orientarea dezbaterilor cetățenești care vor avea loc la nivel național pe acest subiect. Aoleu, parcă sunt pe vremea lui Ceaușescu. Deci în toate organizațiile de partid vor avea loc dezbateri. Organizații de partid, de sindicat, de tineret, de pionieri, vor avea loc dezbateri despre viitorul Europei. Cine le va organiza? Bănuiesc că președinția și ne va da niște bani. În cadrul intervenției sale, se spune în comunicatul citat, președintele României va avea intervenție mâine, marți, se va referi la temele de interes pentru dezbaterea la nivel național spre viitorul Europei, un proces care se dorește a fi în primul rând în dialog cu cetățenii europeni. Obiectivul major al dezbaterii privind viitorul Europei va fi acela de consolidare a proiectului european în beneficiu.
Asta să înțelegi ceva. Deci noi avem la ora actuală o chestiune, sunt câteva lucruri dramatice ale Uniunii Europene, prin Brexit, și anume Europa națiunilor sau Europa a unei singure națiuni, care e Germania. Multe, birocrația de la Bruxelles, toate Slovenia, iată, Ungaria și Polonia, deci foarte, foarte multe lucruri, da? Și întrebarea fundamentală, Uniunea Europeană trebuie să fie o uniune a nivelării tuturor statelor, a dispariției tradițiilor, a dispariției specificului național, a dispariției chiar și a peisajului, să avem același peisaj, aceiași oameni, aceiași fuste, aceiași pantofi, aceiași căciuli și aceleași cândințe. Bun, n-am nimic împotrivă. Așa poate să fie. Sau invers, este o uniune elastică, unde numai lucrurile mari sunt comune, restul fiecare face ce vrea. Mă rog, am mai discutat despre lagărul socialist care era. Și nu înțeleg, deci dezbate, domnul mâine se lansează o trâncăneală, ca și la proiectul România Educat. Se vor duce ăștia acolo, el va ieși deci noi, oricum am înțeles că în adunări cetățenești vom dezbateri cetățenești care vor avea loc la nivel național pe acest subiect. Cum adică va fi un fel de talk show național? Talk show național cu cine? Cu noi cetățeni. Și noi ce să zicem? Deci, pentru că viitorul Uniunii Europene este decis de partide, iar dacă e vorba de cetățeni, el se decide prin sondaje de opinie, cercetări sociologice. O pierdere de vreme. Deci, încă o dată, o pălăvrăgeală, el va fi și un moderator și ce să ne spună nouă Părvulescu? Dar de ce Părvulescu? Adică, că e conferențiar, că e decan la ce, mă? Este decan, iar tante Bârgăoane este la comunicare și relații publice. Aoleu, ia-i cu presa. Bun, am înțeles. Și ce se spune Părvulescu despre viitorul european? Că știm, este tefelist. Am înțeles. Bun. Încă o frecție. Nu în ultimul rând, ați observat, am citit peste tot în presa noastră, gata, a început o revoltă în Cuba. Unu. E posibil. Deocamdată am niște demonstrații într-un orășel de lângă Havana. Mâncare, nu știu, a fost, zice, un orășel de 50.000 de iși, în care au fost, la care au participat câteva mii. Și sigur, cu pozele alea, cu tipul care îngenunchează, cunosc manipulare. Poate să iasă și vă spun și de ce. Pentru că Cuba nu l-are pe Castro. Cuba a făcut ce a făcut până acum, că a fost a lui Castro, Fidel. Că ăștia care au venit, nu-i văd eu egalându-l pe Fidel Castro în geniu. Fidel Castro, ei sunt într-o situație foarte grea acum și din cauza embargoului și economică și nu știu cine, cum să spun, nu e nici măcar Maduro, nici măcar Chavez ăsta președinte. Poate să-i scape de sub control, sunt ruși, eu, la americani amestecați, am văzut Uniunea Europeană, imediat a anunțat, deci Uniunea Europeană imediat a anunțat că guvernul cubanez să dea voie demonstrațiilor, da? Păi și dacă noi când demonstrau în Olanda, în Europeană, împotriva interdicțiilor, de ce venea poliția să-i bată? Păi de ce? Pentru că, zice, era o lege care interzicea demonstrații. Bun, interzicea demonstrații în pandemie. Bun, vom vedea. De-aia eu spun încă o dată, Cuba a fost ce a fost, ce vreți, comuniste, necomuniste, luptătoare cu oamenii, uite, Fidel Castro. Fidel Castro, în cazul de față e o criză economică, Fidel Castro ar fi rezolvat-o pentru că nu l-ar fi luat prin surprindere. Acum studiam despre Castroica, perioada 86, unde el tot așa a avut foarte mari probleme, am zis cu devizele, este uluitor. Deci în momentul în care a anunțat la Congresul din februarie 86 că e austeritate, zi de zi,
plenare, congrese, vizite, dar din ele vizite, eu citeam acum că mai scăzut, nu știu, era prin iulie 87, sau nu, mai 87, s-a dus în, nu știu, Pinar del Rio și acolo s-a dus la o maternitate, a stat de vorbă cu alea care nășteau Castro. Dar mă rog, nu cred că va fi așa de ușor de răsturnat regimul acolo. Acolo sunt niște probleme foarte grave, pentru că răsturnarea regimului înseamnă să vină aia de la Miami. Aia de la Miami sunt mai răi decât castriștii dinainte. Și acolo vine un război civil, pentru că cei care stau negri sau afro-africanii, cubanezii care stau acum în casele lor, vor trebui să plece, ei vor veni, mă rog, nu mă vorbesc, spun numai atât, e posibil, nu exclud. Deocamdată am niște știri exagerate cu poze, sigur. Și ca să m-am uitat acum, noi avem niște site-uri. Europa Liberă și Deutsche Welle și eu mă întreb încoate, mă, dar site-urile, Europa Liberă, este Departamentul de Stat al Americii, care dau niște bani, deci și la Deutsche Welle și la Europa Liberă, cei care lucrează nu sunt jurnaliștii, cei care conduc, nu sunt ca mine, ca alții, supuși concurenței. Păi mi-ar conveni și mie, uite, mă pune pe mine la un site, de nana, dau o căciulă de bani, dau aia banii, bun. Dar n-am înțeles de ce și la Deutsche Welle, eu aș, aceste site-uri, care sunt plătite de guvernele respective, le văd ca niște site-uri care se promoveze în România politică vreodată. Și este Europa Liberă ăla unde e nevasta sau tovarășa de viață a lui Stelian Tănase, care cred că de fapt Stelian Tănase conduce, se ocupă de politică din România. Păi ce mă interesează pe mine? Adică de aia la Departamentul de Stat dau niște bani ca să fac, să citesc comentariile la Deutsche Welle ale Sabinei Fati, care era la Europa alungată. Păi, dar de ce? Adică nu văd Deutsche Welle. Normal ar fi să fie cu tradiții, cu nemții, cu Goethe, cu, nu știu, Nuremberg. Nu înțeleg de ce. Dacă înțeleg care este, de ce dau statele banii ăia, înțeleg, în anii 90, 91, 92, 93, 94, nu era încă democrație în România și atunci, sigur că Europa, site Europa Liberă, 2CV, păi cum sunt sute de site-uri democratice, de opoziție, de ce mai vine, care sigur ele se supun concurenței de piață. Și atunci vine, de ce vine Europa Liberă, băieții operale și scriu despre politica din România. De fapt, toți fiind anti-PSD și pro-USR+, pro-USR+. Foarte frumos. Bine, pun și o întrebare. Mulțumesc, la revedere!